Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Începem în forță cu vlogurile din România, dar deocamdată vă zic sincer, mi-e rușine să fac daily vloguri. Mă rog, eu o să mă apuc, mâine mă apuc, e vineri, prima zi full în care am venit în România și mă apuc de daily vlog începând de mâine. Dar nu știu dacă o să filmez foarte mult mâine sau nu. Așa că zic că ca primul clip să fie unul mai funny. Funny, haha, dar nu ce face aia. Papa, e cățelușa. Am animuluțe cu mine, vi le arăt. Cert e că azi vă arăt cu ce s-a întors sora mea din Hong Kong. Nu eu, că eu nu m-am întors cu multe chestii. Cu ce s-a întors ea din Hong Kong. De ce? Mi-a venit ideea clipului ăsta în momentul în care făceam bagajul. Sau, mă rog, câteva zile înainte de bagaj. Că la bagaj aveam prea multe, prea multe emoții și prea mult somn. Ca să mă gândesc la asta. Câteva zile înainte ne-a arătat ce și-a luat și eram și eu și ghisă. Wow. Stați un pic, dă drumul la ventilator că e cald și în România, nu se poate. Vă arăt eu, o să fiu doar eu aici și contribui prin lucrurile, că de ce nu? Și-a luat niște snacks-uri interesantele și și-a luat. Și-a luat. Efectiv, prima dată, prima lună în Asia din viața ei. Merge să zic asta sau nu? Prima lună a ei în Asia fiind adult, că am mai fost o dată, 2 săptămâni, dar acum și-a făcut deca. A mers singură prin oraș și a cumpărat o grămadă de chestii, majoritatea lucrurilor s-au cumpărat când eram plecată. Mi-a dat și câteva comenzi pe YesStyle, ca să înțelegeți. Comandă pe YesStyle, comandă pe Taobao și a dat singură comandă pe Taobao, nu știu cum a reușit, că eu nici pe momentul de față nu știu cum să... Am învățat într-adevăr să caut pe Taobao, dar nu știu să dau comandă singură pe Taobao. A dat comandă singură pe Taobao și a creat cont să plătească pe Taobao singură. Pe este într-adevăr e ușor, dar pe Taobao nu știu cum a reușit cu Google Translate, a zis. Descurcăreață, descurcăreață. Ce făcea noaptea? Comenzi. So, avem aici o cutie, plină cu lucruri ușoare. Și apoi mai avem în spatele meu snacks-uri. Cred că încep cu snacks-urile și apoi vă arăt ce se află în cutie, că sunt snacks-uri interesantele. Oare să vă las o leacă mai jos? Da, mai bine așa, nu e așa? Da, așa pot să stau și eu mai comod. Așa. Haideți să arăt. Păi ce să mai... Încep cu snacks-urile, că am zis că sunt drăguță. Prima dată am luat minunățile astea. Ce sunt minunățile astea, vă întrebați? Snacks-urile preferate ale asiaticilor. Asiaticii adoră să mănânce carne uscată. Mergi pe stradă și vezi fete, băieți, oameni în vârstă, copii, mâncând carne uscată. Și așa vine. O videază? Stai, că nu știți de ce e carnea asta. Este spicy shredded eel. Țipar. A luat țipar. Ce e? Conține țipar, soybean oil, chili, white sugar, salt, sesame, cum se cheamă? Din ăla, conservant, flavor and flavoring. Da, am înțeles. Și-a luat, asta a luat-o pentru prietenii, neapărat așa. A luat-o ca să încerce prietenii. Next. Vedeți ce e asta? Midii uscate. Uscate și afumate. Uitați. Uitați și uitați. Next, avem chestii mai ok. Nu sunt ciudățele. Mă rog, ciudățele pentru noi. Că la serii ceva am zis de place super mult, că și noi mâncăm floric. Adică... aici ce avem? Avem peștișori din... peștișori cu vanilie. Peștișori din astea, tradiționali, vin cu umpluți cu fasole roșie, dar a zis să fie drăguță, că le dă să, tot pentru prieteni, le dă să încerce treburile astea, dar să fie drăguță cu asta, să le dea și ceva bun, să încerce. Next, avem ori pentru prietenii, ori pentru, nu știu, prietenii sau iubite, nu știu. Avem pochi. Mamă, dar ce bine arată ăsta, de unde le-a luat? Vreau și eu din astea. Acum vă dați seama, nu-i de mănânc pe ei, dacă mă duc înapoi. S-o întreb de unde le-a luat. Poki cu cocos. Îmi place cocosul de numai.
Poke sunt cele japoneze, pepero cele coreene. Care e diferența? Mă întrebați cam ca și nu pot să vă zic neapărat o diferență. Next avem mochi cu trufe sau trufe de mochi. Asta și asta arată interesanțel. Asta mi se pare că arată... Oh, bun, bun, bun. Arată din Don Quixote, dacă nu mă înșel. Don Quixote e un magazin foarte popular în Japonia, dar și în China. Nice. Prețul super bun în Don Quixote. Next, ce avem aici? Majoritatea dulciurilor sunt pentru ibitui. Wow, ce drăguț e asta, nu cred. Era Oreo cu Pikachu. Vezi ce drăguț e? Cu Pikachu și la mijloc e ciocolată, că s-au inversat un pic rolurile, adică ăsta e vanilie și ăsta e ciocolată. Băi, ce drăguț e. E absolutamente adorabil ambalajul. Next avem Oreo normal, dar nu chiar, în sensul că e cu ciocolată, cu cremă de cioco, nu cu cremă de vanilie. Next, mai are un col din asta. Apoi, ce mai avem pe aici? Avem de toate. Măi, n-a luat! Pește uscat, v-am zis. Ăsta cred că e fără aromă. Nu pare că are aromă, da. Da, are zahăr. La toate astea există zahăr. Printre primele ingrediente și da, sunt dulci. Se simte gustul de zahăr. Nu e că oricum trebuie să pui zahăr în orice puțin ca să, cum se cheamă, când pui sare se simte mai dulce și se evidențiază gustul de ciocolată. Și nu e ca și cum a, pui zahăr ca să se fie un gust perfect. Nu, pui zahăr și se simte zahărul. Adică asta vreau să zic, că majoritatea dulciurilor sau, mă rog, chestiilor, snacks-urilor, nu dulciurilor, majoritatea snacks-urilor asiatice sunt foarte dulci. Deci nu cred, măi, la toată de prostiile! Ador. Curry fish bowls. Asta a luat. Prâș. Și sunt așa în formă de peștiuc. Vai, nu cred, ce drăguțe sunt. Uitați. M-a întrebat, dar nu se strică, așa le găsești în magazin, adică nu le iei, din magazin nu le găsești la refrigerate, le găsești pur și simplu așa. Sper că nu mă enervează jaluzia, da. Aie. Trecem peste. Așa. Next avem Oreo, nu Oreo, Kit Kat cu cookies and cream. O grămadă de din astea de Oreo. Oh, nu trebuie. O grămadă din astea cu Oreo. Fata, de unde ai luat... Aistea? Indomarket. Oh, am înțeles, bun. Știu de unde să le iau. Thank you. Așa. Cookies and cream. Sunt o grămadă de din astea. Mă mir că ai luat doar cookies and cream. Ea n-avea sens să ia mai mult timp. Bine, și asta e adevărat. Am avut spațiu limitat. Și asta e adevărat. Dar oricum. Și am luat multe, oricum. Da, chiar ai luat o grămadă. Peștuc cu chili, tot peștuc uscat. Și uite, primul ingredient este pește, și al doilea este zahăr, al treilea este chili și al patrulea este sarea. Și după numai are a flavor enhancer și color. Adică ca să înțelegeți. Da. Zahărul, sigur, e dulce asta. O să încerci? Nici eu nu știu încerca, nu te. Nu, ăsta nu le-am văzut. I-a luat. A luat pe lit. Oh. Bă, dar l-ai găsit. Păi da, nu știu cum să zic, eu nu l-am luat pe toată dată. Eu fiecare... A, fiecare expediție le câte ceva. Luam câte ceva dacă îmi fură de aia. Da, adevărul că dacă te duci odată să iei, nu găsești. Da. Merge minte la fata. A, credeam că te-ai mila, dar nu. La cârnați coreeni din, vedeți, arată foarte bine, brânzică, sunt de pește, cremuși din pește. Și am încercat și eu, chiar arată bine. Emblematic, n-ai cum să nu iei așa ceva. Am încercat, chiar arată bine și aveam poftă de cremuși. Nu, oamenii mănâncă așa, așa pe stradă. Eu am folosit, am zis să-i folosesc la gătit. Mi-am făcut un dulce cu brânzică, cu topoghi și am zis să o pun din asta. Și chiar și acolo se simțea. So,
o să vă distrați încercând. Nix, nix. Ce? A la piele de pui? Nu e piele de pui. Dar ce? Mamă. Octopus ball with egg. Am vrut să iau century egg, dar am zis că nu, hai că iau asta. Mamă, chiftea din asta. Caracatița cu ou. Te-ai pus pe prieten sau dușman? Soră sau dușman? Da. A, stinchii topul, lăsă că așa am pățit și eu. Ai zis că vrei autentic? Autentic, te-a dat. Doamne, dar ce mi-a fost rău și când treceam pe acolo merea să vomit. No. Am trecut la cutie. Să vedem ce e cutie. Ghici, ce e asta? Nici nu știu. De unt? Da, dar nu este doar un recipient de unt. Are chestia special să tai bulete de unt. Uite, de exemplu, când gătesc, pe mine mă enervează. Nu pot să tai. Mai bine să pun în ambalaj până acolo. Da. E enervat. De ce nu suport să tai bucățele de unt? Mi se pare Da. L-a găsit la Daiso. Next. Deci, anticomenții de digestel? Nu mai are baterie. E un din ăla care se aseamănă cu Medicube-ul, în sensul că se încălzește, bine, Medicube-ul nu se încălzește, și scrie aici, Acne Moist EMS. EMS-ul are și Medicube-ul. Vibrează, e o chestie care vibrează și a luat-o ca să aibă zângiul ăla very snatched. Și să nu mai am fălcuțe. Pentru asta, Anache. Tu vrei să ai fălcuțe? Vreau nu vreau să am fălcuțe. Ba da, vreau. Vreau să vin pe zona asta de aici, să fiu mai. Da, eu vreau să scap de așa vreau eu. Ca să înțelegeți așa. Iar el vrea să fie așa. Nu, că asta se vede. Dacă trag așa, se vede. Așa cred că vrei. Asupta. Da. Asta mă trănește. Nu e bine. 3. Leneș. Chestia asta este de la Leneș. Sleeping mask-ul de la Leneș. E very good, very nice. Uite, acum Hong Kong e 40 de lei. Și aici la Sephora 115 și la BBT mai ieftin 70. 115? 115, iată-mi dacă afra era pe ea. Mie mi s-a părut mult și 70. Păi eu eram foarte fericită, mamă, să deschide BBT în Craiova, să vezi, îmi iau la Neș. Mă, cu 70 de lei, nu mai iau cu 115. E gen un balsam, să dai atâția bani pe un balsam, e foarte mult. S-a gândit și la Lulu, i-a luat peiuțe de dinți pentru căței. Uite așa se folosesc. Am luat cât mai ieftine, nu că nu aici. Cât ai dat peste? La două. Uh-huh. Hong Kong dollars, e ok să zici. Peste termin de mâncare. A, bine. 35 din ăsta. Nu, 35 din ăsta mănușele. $45 am dat pe amândouă. 45, $50 a venit cam 30 de lei. Deci mai puțin de 30 de lei pe două din astea. Next. Mamă, ăștia sunt foarte frumoși. Asta va arăta. Magneți. Acum, dacă mă întrebi, nu-ți pare cam mult. Pe bune? Mă, să se mără câți are. Mamă. Mă și dai din ei? Da. Opa. Mă. Vrei carte cu salată? Puțin, nu vreau mult, că o să mănânc și pizza. Asta e grea să dau cu roșie. Mă hrănești? Mulțumesc. Thank you. Mamă, ce bun e. Acum am înțeles de ce oricum zile bălea numai la podul cu cartofi. Gata, să o încheie în vlogul, mă duc să mănânc. Cu cartofi prăjiți. Mamă, ce bun e. Salată. Ce bun e. Gata, am făcut treaba. Așa. Asta mi se pare super drăguț. Ceva pentru tine? La largei să merg, mami și tati. Mă scuzați. Disa nu pentru mami și pentru tati. De macao. Eu nu-l las în din astea pentru noi, pentru că știu că i-a spart mami foarte mult și... Da, e din Grecia. Că eu nu. A, asta e chiar că ți-a luat de plastic sau de metal. Da, n-a luat niciun, că se spart. Next, a ei. Hong Kong.
emblematic, dar sunt chiar foarte drăguți ăștia. A, tips, dacă mergeți în Hong Kong, eu nu să vă luați magneți ieftini. Nu de la magazine speciale de souveniruri. Nici măcar de la Lady Street, de pe... Lady's Market, Lady Street, altceva. Da, așa e. Mă colectează. Da, de date că am făcut așa. Uite, și eu am greșit cu Google. Nu știu că m-am dus la Lady Street și nu știu că am făcut dubios. Da, da, da. Da. Lady Street e pentru altceva. Lady's Market e de unde cumperi souveniruri, dar trebuie să te, cum se cheamă, trebuie să știi să negociezi. Papucii ei, mă, nesimțită a fost aia, direct nesimțită. Ne-a văzut pe amândouă străine. Păi secundă, că te arăt eu de chestie cu Lady's Market. Ia. Cu cât mi-l vindeau pe Lady's Market. Cu cât l-ai luat? Da. Ok, ăsta, porcușorul. Mă, ce drăguț e. Da, chiar foarte simpatic. Nu e la de pe Lady's Market, așa? Nu. Așa. Pe Lady's Market cât îți cereau? Prima oară mi-a cerut $120 pe el. $120, adică vreo 70 de lei. Mi-a zis că îmi dau atât, $80 și am zis nici măcar. Și m-a văzut că era, păi și cât? Și am zis eu, da, $20-$30. Au, nu se poate, prea ieftin. $30 am dat pe el. A, $30 cât înseamnă? 18 lei. 18 lei treaba asta când ei inițial îi ceră 80 de lei. Ideea e că acolo trebuie să știi să negociezi. Dacă nu negociezi, o să încerci să te prostească. Ne-a luat cu papuci. O pereche de papuci a cerut $160 pe pereche. Atât de cerut. Uh-huh. $160 pe o pereche de papuci din cauciuc. Și noi văzusem cât costa în altă parte, erau vreo $60 în altă parte, dar mi-a plăcut modelul. Și am zis 160. Aha, așa bine, hai plecăm. Și după am întrebat-o cât vrea, nu așa? Sau am plecat? Am plecat de tot. Nu, tu trebuie de mine. A? Ea a venit să trezi din nou de mine. Eram așa, una după alta. Și i-am spus că era dată, pentru că i-am văzut alt magazin cu $60, unde $60 nu se dau pe ei și atunci bine, hai ei. Ah, e $60. Era, you know, că e materialul scump, cauciuc, papuși de cauciuc, materialul scump, sunt confortabili, papuși de cauciuc. Așa, deci trebuie să mergeți acolo, trebuie să negociezi, în special dacă ești străin, te oferesc, te oferesc pe Gisă, Gisă nu știe nica, doamne, doamne, deci, da. Next, deci ne întoarcem la magneții, super, de auzi, mi se pare ăsta. Cu toate străzile, mă rog, nu e cu toate străzile, ci cu alea importante din Hong Kong. Iconicele, alea de trebuie vizitate, locurile de trebuie vizitate. Puneți pauză, scrieți. Asta da. Nathan Road, mă rog, The Peak, da? Da, frumii. Yuen Long, mamă, este departe rău de tot. Da, foarte drăguț. Foarte drăguț. Mă, e super drăguț ăsta. Mi-am luat două. Aici, tot la fel, cu străzile. Lady's Market, Nathan Road, The Peak, Mongol. Ați putea observa că mă pasiune pentru astea pe străzi? Da, chiar sunt frumoase și mi se pare... A, da, chiar că-i două. Mi se pare că-i drăguțe așa când e ca souvenir. Cel puțin pentru tine, că ai fost acolo și știi. Da. Iote. Next, mai are din astea. Da, ăsta sunt amândouă, că, da, ăsta e din Hong Kong, da, ăsta? Nu e. Nu e. Buddha este de Big Buddha, dar ăsta nu e. Nu e, pentru că mai am să cumpăr statuete și mi-a zis că încă nu e în Hong Kong. Da. Bine, dar seamănă cu clădirile din centru. Da, asta e adevărat. Next. Ah, asta e, da, mamă, ce frumos e ăsta. Are toate alea. Ăsta, cum se cheamă, telecabina. Trenul ăsta de te duce în vârful Hong Kongului, era de pic, clădirile, podul, superb. Foarte drăguț. E asta cu pisica. Da. Pisica care îți ia bani. Dacă ai un business, e bun asta să pui la intrare ca să, nu știu, făcând treaba asta, atrage clienți, le iei banii clienților, cam asta înseamnă. Asta mi-a explicat mie Jason și am observat că, într-adevăr, toate magazinele au din asta. Next. Hong Kong. Ah, uite și aici și autobuzele. Nice. Da. Asta arată din Macau. Asta, da, chiar da. Asta e din Macau, mamă, ce hectar bun am mâncat în Macau. Ah, dar și ăla de la The Big House.
sunt foarte buni, dar ideea e că cu ce compar eu, inclusiv la Five sunt fix același lucru. Da? Pentru că sunt majoritatea De la congelate, Lidl. Nu de la Lidl. Ah. Dar majoritatea sunt congelate, vreau de același furnizor. Și la Lidl sunt sigură că e fix același furnizor peste tot. Și sunt foarte buni. Uite, mor. Asta e din lemn, așa? Ce mai avem? Aista? Cred că ai doi la fel sau doi fi mai arătat pe asta. Păi da, am multe la fel. Uite, sunt o ciurică! Vedeți? 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 Pe cințică. Mi-e frică să nu-mi dea. Gata, drăguțica. Continuăm, că mai este. Cutia încă e plină. Cum să zic? Încă e plină. De la Daiso. Din ăsta de onigiri. Să faci onigiriu. Da, mă, e formă. Ne scriu că e, nu e formă. Îi scriu că e geniesă. Lambalețe, ți le-i tutugo, da. Da, dacă pui aici, se. Nu neapărat că ți-l pui, că poți, te mai așa să-l asamblezi să faci forma asta. Nu e fată, uite. Este fix așa, pui orez și după șic și gata. Este forma, prinde forma, face, o să mănânc onigiri de casă. Mie mi-a mai făcut. Vreau și o să văd cum e. Eu l-am pus formă de rulou. O să încerc și eu. Pisicuțe din astea. Ciorica. Da, ciorica. Ciorica, uite, asta ești tu. Ți place? Ai aur. E? Ți place? Ce se lăsă la noi negru, că seamănă cu ciorica. Da, chiar seamănă. Next. Ce e asta? Ce? Pentru ingrown nails. Ia uși. Continuăm. Plasturi, pimple patches. Astea sunt mereu bune la casa omului. Da. Astea sunt buni sau nu? Bine, i-am testat. Adică, bă, e deschis. Bă, da, ești ce cred eu de fapt și de drept. Cât depinde de coșuri. Nu cât depinde de coșuri. Adică, în primul rând, te-aș vrea să se coacă coșul mai repede. Că după ce am dat eu să arăt și-mi ține gen 2 ore maxim, pocni coșul instant. Nu știu ce să zic dacă sunt... La mine nu se întâmplă asta deloc. Se întâmplă doar dacă zicând coșul din ele. Păi eu aia spun, eu am crezut că ăștia au, că așa părea din poză, că au ceva să înțepe, că asta e ideea. Da, am văzut, dar era un singur pimple pe aici, 40 de dolari. Da, nu merită. Fetița, e ok dacă pun cosmicile sau nu? Da. Bine. Next, din comanda de la YesStyle. Îți plac ăștia? Nu-mi dau seama, după singură folosire. Au multă esență sau nu? Măcar ăsta e un factor, așa. Așa, luat din ăsta de la Anuaku Heart Leaf Clear Pad. Dar ăștia poate să le văd și fiecare zi, că s-ar putea să nu. Eu oricum am folosit asta, dar eu dacă, în mod normal, mă trezesc la 8:30, sunt pe ușă să mă duc la sală, îmi bat să-mi iei, e suficient de vreme să... Da, e de înțeles. Așa. Deci, ăsta, așa, la 2. Că erau very, very cheap. Da, și ea nu mai e bun. Ce drăguță de aia. Le-am mai văzut, da? 2 din astea cu melc de la Cosarex. Cosarex? Da, e Cosarex. Porcs. Ce-i ăsta, fata? Așa a venit. Ba nu, am vrut eu să deschid, că am zis că hai să le scot că fă mai puțin spațiu, că de-aia pe alea le-am scos că fă mai puțin spațiu. Dar nu mi-am dat seama că aici nu este așa. Față cât de deștea ți-ai luat? Păi una am luat pentru Oni. Și două pentru tine. Păi băi, fată, cumpăr 2 cu prețul de aici la una. Iar cum pe mine. Așa e. Dacă o iei din Sephora la 3. La fel și cu cremele de față, adică pe BBT 60 de lei crema și am dat 30 de lei pe una. Mor pisici. Nu merge asta? Ba da. Se stai jos. Suprafață, că aia, asta neagră tot. Păi da, trebuie să stai jos. Suprafață plată. Next. Ăștia le-am furat de la tine, Asta de la magazinul de la baie. Magazinul de la baie am primit acum vreo 2 ani, știi, expirat? Am primit acum 2 ani, în expiră 2024. 0428. Teste dacă mergi bun pe față, da. Dacă nu. Testează și tu pe aici, pe gât, ca să și pe un pic ca pe față.
calendar de la Yester, calendar de la Advent. Next, next, next. Am avut impresia azi când am căutat în alea că avem două din astea negre. Înseamnă că... Eu am dat una singură oricum. Mm. Că nu, dacă folosesc toner pe dor, n-are sens în folosesc. Da, asta, așa, așa e. Am luat să-mi pun la frigider și când am ochii umflați, Sunt îmi dau cu din astea. Am și eu cu negru, cu miere, royal jelly. Next, pentru Lulica, se-i pune la zgărdică. Doamne, galbenul mi se pare adorabil. Și galben carouri. Și o prinde foarte bine pe Luluca, galbenul, că este... Se potrivește perfect cu ăsta, trebuie probat. N-am probat, da. Ai probat pe cameră. Aaa, iau. Cici, hai vreau cu acum. Hai, să vedem lumea ce vedeți frumoasă avem. Hai da. Haide. Păi, ai și tu? Eu îți spun, să știi. Eu spun dacă vrei. Ia uite-o. Lulu. Să știi că răspundeam nu la Cici. Cici, ce-i bata asta, domnii? Mamă, te dopesc, nu o să vezi imaginele astea. Domnii, ce-i aici? Tu să nu-i ghiu ochi. Tu hai că ce o dau jos, că nu-i place. Îmbrăcat nu are probleme să-ți dea, dar... Îmi pun și-l șurica dacă tot vrea. Mi-e frică, eu nu te iau pe șurica în brațe. Mă pui tu în fața camerei, mi-e frică de ea. Da, doar... că am mai uțul de colț. Da. Doar mânuțele, doar mâinile. Doar ce m-a zgâriat. Ia uite-o, mă, fată, mă, ce mori, mă, nu mă pute dragul, nici aș pupa-o și pe da. Cum să vă zic, când am dat să mă joc cu ea, că era foarte drăguță, cu picioarele în sus, dar burtica în sus. Dar mă, pisicile așa se dau picioarele în spate, că ele așa și învață puii să se apere. Păi și de unde au avut asta, pui? Păi de instinctul lor. Uite, și-a băgat ghearele mine și îmi urlea la mine și tot dădea să treacă și cum s-a făcut fata că i-aș fugi, da? Tu tot mă zgârii, da, da? Suntem prietene. Da, mi-e frică de ea un pic. Mi-e frică. Next, ce mai avem? Tot de la magazinul Sdeniuță. Aici este serum cu retinol de la Cosarex, vitamina E și scualan, firmness and smooth, improve radiance, very good. Eu l-aveam pe alea de la Geek & Gorgeous, dar mi-a fost foarte frică să-l folosesc. De ce? Nu ai fost în geala? M-a fost de câteva ori, nu pot să zic, nu mi-am dat seama dacă am făcut ceva, că el folosesc de câteva ori pe săptămână, de două ori, și în sezon rece, pentru că mi se frică de cum mă dau eu cu SPF, că nu mă dau cum ar trebui și să fie mai mult rău, mai bine stau potolită. Nu știu ce e asta, dar știu de la ce e, de la bubble tea. Nu era bubble tea, de la ceaiul ăla de... Da, un fel de... Da, mă rog, acum nu mai e la modă, că așa mi-a zis, că nu mai e la modă să pii bubble tea, acum ceaiul din alea. A. E pe modă. Deci dacă bezi bubble tea, cum să nu, sunteți demodați. Și eu la fel, de un dată, că eu sunt și pe clasic. Da, de... și bubble tea clasic. Mă rog, nu e chiar clasică, n-are ceai. E bubble tea fără ceai. Da. Next. De la magazinul Cookie ăsta. E luat, doamne, ce drăguț e. Asta. Zebrica. Asta este de la magazinul Rosie. Mi-am luat și eu. Cum îmi iau eu haine de pe ăsta, așa am luat și Rosie. De la XS la L. L ăsta, e că XXXXL. Asta am luat eu pentru Rosie. Măi, credeam că poate e mai micuță. Asta e altul eu, Rosie. Păi cât Rosie, toată fusta. Rochia. Da. Nu-i vine, n-a purtat-o niciodată. O poartă Lulu și Lulu e mare. Da. Asta de la magazinul Cookielicious. Când l-aveam doar pe Cookie, îl îmbrăcam în fetiță, vă zic sincer. Eu cred că aveam un hanorac două de băieței, dar în rest, fetițe. Mie îmi plac fetițele. Next. Asta e Lulu, cumpărat special de pe Taobao. Galben, da, și mai are unul, s-a dus? A, l-ai spălat? Aha. Miroșea foarte rău a plastic. Taubau, fata, trebuie. Câte tabe? Nu mai știu. Ce drăguție, măi. Doamne, ce drăguție.
Și ăstea mă topesc. Pălăriuța pe care tot încercat-o pe ei mei și doamne, ce rău că sunt cu pălărie, că mă topesc, că îi văd cu pălărie. O forțeșu pe Roy să poartă pălărie. De acum, înainte când mergem cu ei la plajă, pălăriuță. Adorabil. Și ăsta e piesa de rezistență. E la drochiță. De mariner. De înțeleg și greșeam, am crezut că e din rochiță. Și dacă vrei sincer... Măi, dar dacă o desface aici, cred că poți să o pui. Asta zic. Că e un pic ciudățică, e rochiță, gen să o pui așa doar la gât, știți, costumași. Dar e incomod pentru ei. Da. Da, și la mânecuții e problema. Și așa, la niște chiloței. Așa și da, da. Și te se desfac... da, pantalonașii. Crăcuții. Da. Ba, și se pune așa da, pe ea. Da. Da, mai bine așa. Da, e foarte, foarte incomod. Adică nu se mișcă, adică să-i țin așa doar de dragul de a ține. Da. Și a venit și cu pălăriuț. Nu, las-o, că doarme. Nu mai simțesc. Nu-i place să parte pălăriuți. Da, nimic. Credeți că am terminat? Jumătate de cutie mai. Da. Buretii de la Real Technics, că am ucigăit burețelul. Și 4. Sunt ieftini. Iar cam 67 de lei, au fost 4, iar am intrat, că eu tot timpul intru, eu cu Notino, că pe Notino de obicei găsesc cele mai ieftine chestii. Și pe Notino 2 erau 65 de lei și am zis ce faci, că nu venea, să fiu sinceră, nu venea să dau 67 de lei pe burețel, mai ales că doar ce mucec, peste și mai rebelă, mi-l cumpărasem pe la mai scumpuț și mi-am cegăit. Deci am zis, hai să nu mai iau alt. Și după când am văzut, am zis, păi e foarte ok. Nu te-ai lăsat? Nu. Din ăsta de puncte negre. Și chiar le-am luat înainte să zic că nu mai am eu. A, da? De ce mi-ai luat o dată? Păi ele sunt altele. A. Astea am luat de la ceva gen Daiso. Le căuta pe astea. Și nu eu le căutam pe astea. Nu? Eu voiam unele de la Biore, care să fie gen și pentru că eu am puncte negre. A. Și în bărbie și sus pe... Adică cum să-i la sprâncene. Dar astea sunt foarte bune. Foarte, foarte la holica, în trei pași. Foarte bune. Și astea? Ce să zic și... E, bine, mă rog. Cât de la pe ele? Astea cred că au fost 35 de dolari. Și astea e 10 dolari un sheet. Sofira, Hong Kong dollars, nu credeți că dolari americani. Un Hong Kong dollars e mai puțin de 60 de bani. Păi dacă era un dolar normal, nu mi se pare ieftin. Nu, da, nu trebuie să specific. Mai zice lumea, așa că nu e lui. Bine, păi să de-aia zic că te părea scuzin ieftin. Bine, să le sunt țari. Te că Georica atacă pisica. Nu-ți place fată? Păi se mișcă, păi ești tu. Să juca. Ia, ești tu. Ia până iar că o să turbe de acum. Înțelege de ce se mișcă. Mi-e frică, fată, e o lecuță. Mai faceți. Stai așa. Așa. E. La urmă nu mai vrea. A. Fată, maimuță ești. Bum. O lasă în piciuri ca să-și facă așa de lucru. Și-a luat bănuți. Zodia. Cu Zodia. Cu Zodia. De când i-a făcut jucăriile? E foarte derby, scoate limba. Ciorica se joacă, cred că are chef. Acum se scarpină. Dar n-am văzut-o cu jucăriile, de juca da. Se dar joacă, cu jucării, nu. Se joacă, mai ales cu peștele la macro. Aha. Da, Ciorica are din astea. Tu ești iepure? Da. Așa. Cu zodiacul chinezesc. Ca să vezi, în mod normal, astea nu sunt de aur, zice-mă că doar 96 lei dacă era de aur, în mod normal este aur de 24 de carate. Da, observat că e o problemă cu obsedat de aur. Ăla de 24 de carate. Că e foarte, 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 foarte moale. Adică dacă porți, se îndoaie. Ok. Eu am crezut. Am purtat și eu din aia la cununie. A, dar chiar știu alea. Așa. Și când am văzut că se îndoaie, mi-am crezut că este... E tablă. Că e tablă, că e foarte, foarte ieftin, de ce se îndoaie. Cu o săranca din care
fost eu, fata mea, am fost eu. Până atunci, la noi ce avem aur de 14 carate, mainly. Majoritatea au aur de 18 carate, adică în magazin de bijuterii îți dau aur de 24 de carate, nu găsești carataj mai mic. Sau 24, bineînțeles. Dar cel mai folosit le e 18. Să da, în mod normal, ai din astea de în aur, tot la fel, statuiete cu tot iau chinezesc să le faci cadouri, să impresionezi. Mm. Mă impresionezi pe mine. Ia uite. Asta la noastră poți să pun de liniștit, să știu ce trebuie să cu el. Ce față are, doamne, mi-e poate dragă în spate și e video. Mor. Poate da, ai luat. Asta e pentru mama e, că mama îi place bere. Berula. Ia uite, nu-i place fata bere la mamaie? Mamaie? Mă confuz cu mamaie-tul. Mamaie ți-i plăcea țuica. Și mamaie place bere. Într-un timp știam ce bere îi place la mult, da? Știam că îi place vinul. Îi place și vinul, dar bere mai mult. Next concealer, și-a luat două concealer de pe YesStyle. Ia apa pe îngăzire? Sem- nu e. Doesn't exist. Next. Ce iți? Ce iți? Tot de la Daiso și l-a luat. Cu pier silică. Așa că e foarte bun. Și Jason, dar pe le-a nu știu. A. Vrei să le aduc? Nu, e că le-am luat eu din Daiso din Corea. Da, e Daiso în Corea, bun. Doamne, știi cum e Daiso în Corea? Imagine-ți chestia. Și găsești o grămadă de mâncare și cosmetice care sunt chiar ok. Da, ce ai ăla cu piersic, ce are gust de nesti, uh-huh. Piersică. Uh-huh. E foarte bun laut. Tot din Daiso l-ai luat, nu-i așa? Uh-huh. Condimente pentru sushi. Pentru nigiri, da, mi-am dat seama. Next. Mamă, de zilea de șase țânțari. Am fost foarte impresionată de peciurile de țânțari, dar nu puteai să ne cer fată. Dați-mi și mie, că sigur aveam în casă. Păi, în primul rând, vrei să te mint. Mi-au plăcut mai mult ăștia, că astea poți să le faci unele, din cred, sper să nu mă fraieri. Teoretic ar trebui să fie sticărele în formă de animăluțe. Fata, nu sunt, că mai și arată... Nu știu, că pe ambalaj arată un... Din ăla și apoi pe lateral sunt animăluțe. Nu, dar de ce să vă cerc? Nu e ca și cum. Bă, dar am dat o avere pe calmăm. Așa e! Mamă, ce drăguțe sunt! Doamne, atunci înțeleg de ce sunt mai mult. Sunt dublu față de cele luat Jason, dar cele luat Jason nu, era... Dar nu, cele Jason în Welcome era mai scump. Eu la varianta mai ieftină, nu știu cum să zic. Da, atunci. Cea la Jason era 38 de dolari. Doamne, nu că de obicei că atunci le-a luat rapid, că de obicei nu le ia de acolo. Mamă, dar cum ai înțeles că sunt cu animăluțe? Nu mi-aș fi dat seama. Păi da, are pe lateral. Nu mi-aș fi dat seama. Și-a luat seama de la asta. Dar mi se pare foarte interesante, pentru că eu nu suport să mă dau cu spray-le. Da, nici mie, că ți-i ieși așa de picioasă. E lipicios și nu-mi place cum miroase, miroase parfumul. No. Nu aș spray de țânțari. Tot de puncte negre, și de la Biore. Foarte bune. Biore și holica. Asta ce e, fata? A, mi s-au stricat unghiile. Da, că mi s-au stricat mie unghiile. Next, astea sunt foarte drăguțe. Da. Floricele din Lego, face buchetelul ăsta. Mamă, de bine, aștept să-l faci. Da, deschide-l, că am desfăcut, e și de migălos e. Voiam să-ți zic, dacă îmi place cum e, poate mi-o șuda. Vă pun pe Jason să-mi facă, că eu nu stau la așa ceva. Bun, piese mici. Mă. Mie îmi plac chestiile de mine. Vai de mine și de mine. Doamne, o lună de ea. Da. Încă că te abuci, o să-ți ia câteva ore și după zice, mai fac la toamnă. E probabil, că așa am făcut și cu pictatul. Am făcut pe numere. Mă. Și chiar pictam. Da. Îți place unul dobre? Ce? N-are răbdare de răbdare. Ziceam, poate are răbdare, poate. Eu am, dar e tot. Da, eu nu așa ceva. Si, pe final, cum să pleci din Asia fără să cumperi măști de față? So. Da, mai am. S-a luat o grămadă de măști de față fără doar așa. Așa, câteva. Dar s-a luat măști de față fără număr. Și... Pentru că...
era până în 40 de dolari 10. Da. Iar aici este minim 10 lei una, minim. Da, e mult, mult. Mi-a zis ceva la un vlog că găsești nu știu pe ce site între 16 și 19 lei. Mi se pare o grumadă, stai pe o mască de folosit o dată. Da, foarte scump. Eu de asta eram înțelegeam că când eram mai mică și mă uitam la din astea asiatice care așa, mă rog, făceau vlog. Și eu nu știu cum, eu uite cum foarte mulți bani dacă își fac mască în fiecare zi. Da, noi atunci oricum nu le cumpăram din magazine, le cumpăram din Asia, dar tot erau scumpe. Păi aia zic, mi se părea, era, wow, câți bani trebuie să aibă să poată să-și facă așa mască în fiecare zi. Păi dacă sunt 40 de dolari, 10, nici măcar, cred că au fost 30 și puțin de mai dolari. Mai puțin de... Au fost, nu, 40 de dolari cred că au fost ăștia cu PHA. Da. Cred da. Au fost 34 de dolari. Da, 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 adică mai puțin de... Mai puțin de 20 de lei. 10 măști. Și sunt bune, nu e ca să zici că, păi niște prostii pe față. Adică când le dai jos de pe față, e tăi unul așa, radiant și hidratat, adică... Mai mi-a să vă zic că alea nu le iau, că mi-e lins, le iau de acolo, doar vă arăt. Eu las figurine, Naruto, iubițelul lui. Da, vă arăt. Nu le dau jos, da, vă arăt. No, uitați. Comori. Comori, comori, comori. Pentru fanii Naruto. Mi-a venit prietena și ieșea pe Naruto când le-am văzut. Fix asta a fost reacție. Și gata, asta a fost tot. Deci, sunt încheiat. Și vlogul meu și eu. Hai, pa, pa!